Bună seara, stimați telespectatori. Ne aflăm în studiourile postului național de televiziune Capital TV din Alba Iulia. Îi salut pe invitații noștri din această seară. Bună seara, domnule Răzvan Popa. Bună seara, domnule Ionel Sârbu. Bună seara, seara. Vă rog să vă prezentați, să îi anunțăm pe telespectatorii noștri înainte că tocmai au vizionat reportajul pe care postul nostru de televiziune l-a realizat duminica trecută, în ziua de Sânziene, 24 iunie, unde a fost realizat acest spectacol extraordinar. De unde veniți? Las pe domnul Sârbu să înceapă. Domnule Sârbu, vă rog. Da, numele meu este Ionel Sârbu. Ați mai fost invitat Am la fost emisiunea invitat la noastră? dumneavoastră în emisiune, în 18 aprilie. Cei care nu au urmărit emisiunea sau nu mă cunosc, sunt președintele Asociației Culturale Istorie, Tradiție, Cultură, unul din organizatorii acestui eveniment cultural de duminică de la Galda de Jos. Deci, Comuna Galda de Jos, una din cele mai importante economii rurale din județul Alba la ora actuală. Da. A fost sărbătoarea de Sânziene, ziua ei românești și prima ediție și de întâlnire cu fiii satului. Domnule Răzvan Popa, sunteți inspector, nu, în Da. cadrul Consiliului Local? Da, la primăria din Galda de Jos. Eu am venit ca să spun și un punct de vedere al autorității locale. Am fost și noi parteneri acolo cu asociația. Cel mai important partener. Așa, și suntem bucuroși că a ieșit un eveniment reușit. Ne pare bine că am putut să avem mai mulți oameni prezenți acolo. Au fost invitați Tribunele importanți. stadionului, care arată extraordinar, și gazonul, și tribunele, și tot ce aveți acolo în centrul comunei, arată extraordinar. S-a și văzut în imaginile filmate. Deci tribunele stadionului au fost pline în anumite momente În ale momentele de vârf, ca să zicem momentele așa, de cele vârf. care au fost Spectacolul a început după amiaza, la orele cele mai 16. așteptate. Da. Fiii satului care au venit într-un număr destul de mare, cu toate că nu, să spunem, nu s-a programat cu un an înainte, deci nu se Nu, știa nu, că din contră. numai Poate că să că. se fi programat cu un an înainte, ar fi fost o prezență mai consistentă. Dar am înțeles că domnul primar a și făcut o propunere, o invitație deja pentru anul viitor, că Sigur. atunci când este hramul bisericii, nu? Din Galda de Jos, atunci să aibă loc întâlnirea, sau n-am înțeles bine, așa este? Acum, probabil urmează să se mai decidă Să asupra se acestui discute și aspect. Eu în nu știu Consiliul exact să vă Local. spun. Probabil că după ce vor discuta și cu consilierii locali vor lua o hotărâre. Este o idee bună. Este bună și ziua de Sânziene, sărbătoarea aceasta foarte frumoasă din iunie. Da, care Este are și o bună și de tradiție, vă ziua rog. hramului, în Galda de Jos, biserica are hramul nașterii Maicii Domnului. E o Aia ar fi biserică în veche septembrie. de la Da. 1645, reconstruită de Da. zidărie pe la 1800. Da. Da, deci e un obiectiv important acolo în Galda. Vedem în fața noastră o mulțime de lucrări. Vedem și afișele cu un program foarte consistent, o mulțime de participanți. Aceste monografii au fost lansate acum cu ocazia acestui eveniment. Un număr impresionant. Până acum în județul Alba n-am văzut atâtea monografii. Practic aproape fiecare sat din comună și are monografia sau o culegere de toponime din zonele respective. Alte lucrări înțeleg că se află în tipărire. Urmează să fie date publicității. Practic, fiecare membru al comunității, nu, a primit gratuit un număr, un exemplar din fiecare din aceste lucrări, culegeri de poezii, monografii, da? Domnul Nicolae Drăgan, Dumnezeu să-l odihnească, a și dat numele școlii generale de acolo, absolvent al școlii și un cetățean de vază Cineva al. care, dacă era printre noi, ar fi fost cu siguranță la fiii satului. Deci, Acolo, în...
Tradiția asta cu IA și sânzienele este organizată de câțiva ani, înțelegem, nu? Domnul Sârbu ne-a vorbit la invitația precedentă, în 18 aprilie, despre asta. Da. Acum a avut deja o altă conotație, fiind inclus într-un spectacol grandios care a fost regizat, să amintim aici, să le spunem telespectatorilor, de domnul Walter Dionisie, iar dumneavoastră ați fost directorul executiv al programului împreună cu soția. Și da, a fost un spectacol foarte reușit. Deci, practic, au participat peste 1000 de persoane, din câte am văzut și în imagini. Probabil, pe tabelele cu care ați distribuit aceste lucrări, da, se poate vedea același lucru. Vă văd în față cu o monografie o consistentă. Altă carte foarte frumoasă, care s-a tipărit prin grijă domnului Cristian Bota, de la Teiuș, un apropiat al nostru cu care ne înțelegem foarte bine. Și el un om foarte apropiat de cultură, un om deosebit care a avut răbdare să strângă foarte multe amintiri, foarte multe poze, foarte multe istorisiri, mici fragmente din anumite scrieri care au rămas de peste timp și a făcut o carte numită, zic eu, foarte inspirat, secvențiar istoric și imagistic, prin care a încercat să, și la cameră, să prin care a încercat să prezinte tradiția din zona comunei Gata de Jos. Practic se face o reconectare, să spunem așa, da, cu perioada interbelică, când activitatea comună... Și chiar mai veche. Și chiar mai veche. Activitatea, da, comună era importantă și spuneam în pregătirea dialogului nostru din această emisiune că practic aproape fiecare sat are un cămin cultural, destul, da, de rar, mai rar în județul Alba. Asta înseamnă că activitatea culturală, chiar și în perioada interbelică și după aceea, a fost foarte importantă și, practic, tot ceea ce se întâmplă acum în comună este o ridicare la un nivel superior a tradițiilor culturale de aici. Sânzienele sunt pentru Galda de Jos un moment important, nu? Care a fost și filmat. A fost și difuzat pe, da, imagini filmate de către asociația dumneavoastră. Noaptea magică de Sânziene și ziua ei l-am realizat pentru prima dată în 2014 la CETEA și în 2015 ediția a doua. 2017, 2016, 2017 și acum la Galda de Jos. Ei, acum l-am îmbrăcat în acest spectacol grandios, cum spuneați dumneavoastră. Avem și două filme documentare realizate despre un Sânziene, Noaptea magică de Sânziene și tradiția sânzienelor. Poate că o să ne dați dreptul să difuzăm pentru telespectatori să vadă... Da, da, le avem cele două filme realizate cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local Galda de Jos. Și anul acesta, datorită faptului că spectacolul a fost în aer liber și ziua... Deci a depășit, 10, numărul de participanți a depășit capacitatea căminului cultural cât are... Dar noi știam asta de anul trecut. Da. 300 și, da, ceva de locuri sau... Nu? Sunt 600 de locuri pe scaune și în momentul de vârf mai mulți erau de în afară. A trecut de 1000. Da, a trecut cu bine de 1000. Un pătimit, să spunem așa, un român care locuiește în Statele Unite, ne-a scris că nu a văzut în imaginile care le-am publicat, nu a văzut unde mergeau oamenii să servească masă, unde mergeau să să se ușureze, cum spunea chiar el acolo, parcă astea erau importante. Cu toate astea, în curtea școlii, așa cum spuneam, e un complex acolo, un complex sportiv care include și stadionul, sunt foarte multe spații, ele au fost toate populate, sigur, așa cum s-a văzut și în imagini, cu corturi, cu da, mulțime. Practic tot personalul din primărie a fost la datorie duminică. Exact. Am amenajat 8 corturi, 9 corturi au fost în total.
unde s-a putut servi și masa, s-a amenajat și un muzeu etnografic. Parcul de copii din apropiere și ăla a fost foarte animat, după cum am văzut. Au putut să facă și activități comerciale, câțiva meșteșugari, de acolo poate mai puțin decât ne-am dori și ar trebui. Ce am văzut, că dintre fiii satului, foarte puțini au venit îmbrăcați în ie. Mai mult au venit oficial, este foarte frumos, au venit îmbrăcați în costume, în cravate, foarte eleganți îmbrăcat. Nu li s-a impus să facă acest lucru, nu au legat neapărat de tradiția ei, dar cred că ar fi important, nu, să avem cu toții, să purtăm în comunitate, aveți ansamblu de acolo, sigur că da, care este deja cunoscut și peste hotare, ansamblu Floarea de Colț, nu? Am văzut mulți membri noi în ansamblu. Mie mi s-a părut anul trecut, când i-am văzut în spectacol, că erau alți tineri. Sunt de data asta, probabil că se schimbă generațiile, nu? Da, deci schimb de generație acum. Grupul este mai numeros, probabil. Așa este. Ei, cum să vă zic, atât cu portul popular, cât și cu obiceiurile, inclusiv cu ansamblu, este nevoie de timp să se formeze o tradiție. După atâția ani în care s-au acoperit cumva tradițiile, după atâția ani în care s-au uitat, au... Deci după 2000, să spunem, sau după 90, mai curând, după 90, practic, am uitat, am galopat, am luat-o într-o viteză enormă să-i ajungem pe europeni. Exact. Ne-am abandonat tradițiile și acum ne regăsim, ne conectăm, să spunem așa, la ceea ce suntem și așa dorim să ne reafirmăm, pentru că imaginea trebuie să o spunem, să o spunem cu durere, să spunem așa, că nu avem o imagine foarte pozitivă în exterior, deși practic avem o a doua Românie care lucrează și aduce beneficii pentru toți europenii. Aceia sunt mândri, zic eu că poartă ie, ar trebui și noi de aici din țară să le mai trimitem, să avem ateliere, nu? Aveți ateliere de meșteșuguri? Da, în monografie am citit câte ceva, nu știu cât sunt de populate aceste mici ateliere, am văzut croitorii, am văzut... Sunt oameni cu inițiativă. Chiar că ocii, nu? Se mai sunt... Exact. Se mai face s-au schimbat puțin lucrurile. Evident că s-au împuținat animalele și atunci cei care erau fierari pe vremuri, sigur că nu mai au aceeași afluență de clienți. Unde lucrează astăzi? Ce grad de ocupare aveți? Aveți șomaj în comună? Într-un procent foarte mic. Un procent foarte mic. Avem șansa să fie o zonă industrială bine dezvoltată la drumul european, acolo unde este DN1 sau cum îi mai spun pe porțiunea respectivă și drumul european E83. Zona care lumea o cunoaște probabil pentru firme cum sunt Albalat sau Transavia, așa, și mai sunt și alți agenți economici importanți acolo la noi, aproape, și care absorb forță de muncă. Și au nevoie de mână de lucru. Nu au venit chiar, să spunem așa, întâmplător acolo. Nu cred că impozitele locale cred că sunt cam la fel în tot județul. Dar au venit pentru forța de muncă de acolo. Au venit, nu? Și pentru forța de muncă pentru... și pentru poziția geografică pe care o avem acolo. Ei sunt interesați să aibă comunicațiile asigurate, adică să fie aproape de un drum, că tocmai ziceam de drumul european, să fie într-o zonă rurală, dar nu foarte departe de zona urbană a orașului Alba Iulia, și au găsit la noi o înțelegere bună. Deci în momentul când au venit, este au avut nevoie important de anumite condiții. Și în ultimii ani s-a și observat că practic lângă investitorii inițiali au început să apară că este la rând de investitori și lucrurile merg așa mai este, departe. Că este important ce a spus cu impozitele și asta contează, și cu toate că impozitele sunt în general, cum să zic, echivalente în majoritatea localităților, totuși există posibilitatea ca atunci când se fac acele hotărâri de Consiliul Local cu stabilirea taxelor, în fiecare an se stabilesc, există totuși posibilitatea să se reducă cât de mult posibil. Și la noi, la Galda, tendința aceasta a fost.
Că pentru a încuraja agenții economici să rămână la noi, să-și continue activitatea pe raza noastră, totdeauna s-au ținut impozitele la cel mai mic nivel posibil, ca să fie motivați să-și desfășoare acolo activitatea, să-și mențină acolo sediul principal. Asta a fost una dintre condiții. O altă condiție pentru care conducerea noastră de ani de zile s-a luptat, ca să zic așa, a fost să le și asigure posibilitatea de a avea terenurile necesare desfășurării activității. Deci pregătirea pentru... Adică au fost pur și simplu ajutați să își extindă sediile care le au acolo, acele fabrici, știți ce zic? Pentru că ei când au venit aveau nevoie de teren unde să-și poată construi o clădire în care să se desfășoare activitatea. Și lucrurile să meargă, au fost să ajutați, nu aibă piedici. Adică, au fost ajutați cu acest lucru. Că ei când vin, agenții economici zic, cumva, bun. Cumva să spunem eu, lucru bine făcut. Eu vin acolo, dar ce pot să... Adică ce dacă mă las singur de capul meu să tratez eu cu fiecare proprietar de teren de acolo și poate nici în 5 ani nu voi cumpăra terenul de care am nevoie, nu stau la tine. Mă duc la altul care se implică. Spotul ăsta publicitar care apare acum foarte frecvent și eu îl apreciez personal al Transaviei. Dacă toată lumea ar face așa cum trebuie, astăzi lucrurile ar fi mers mai bine. Să sperăm că este acest model pe care îl aveți dumneavoastră la Galda de Jos și pe care în această emisiune îl prezentăm telespectatorilor, să fie preluat și de către alte comunități și prin asta numărul celor angajați, numărul celor cu activități să fie foarte mare. La asociația care ați creat-o, aveți și angajați? Vreți să faceți și alte activități în afară de promovare? Nu, exclusiv activități culturale. Exclusiv activități culturale, da. Și promovarea istoriei, pentru că am văzut, da, că aveți și componența. Da, se numește istorie, tradiție, cultură, deci tot ce ține și tot ce vine. Istoria din, este din bogată istorie, acolo în comună. De la, din proto-istorie, că și sărbătoarea de Sânzieni este o sărbătoare precreștină, vine încă din cele mai vechi timpuri. Sancta Diana de la Sarmisegetuza era celebrată încă de acum 2000 de ani. E, acum îi dăm o tentă modernă, o adaptăm societății de astăzi, dar ea s-a menținut în ADN-ul nostru de nație, matricea de comunitate, culturală, matricea culturală a poporului român și trebuie pusă în valoare și trebuie promovată. Așa cum se cuvine, că este o sărbătoare extraordinară, este sărbătoarea cea mai importantă a verii, pe solstițiu de vară, la 3 zile de la solstițiu de vară, în 24 iunie, această sărbătoare vine așa ca o purificare spirituală, cum o considerau strămoșii noștri, că sunt zienele ca entități, se materializează în lumea noastră sub forma unei fete frumoase, cu părul despletit, cu veșminte vaporoase, cu trei rămunții, văile se hrănesc cu flori, beau apă de izvor și purifică tot în jurul lor de spiritele rele care erau aduse de ele și rusali, partea negativă. Și dansul... Da, am invitat un grup Magna Nemesis, coordonat de Octavia Oprea, un grup de fete care au făcut tocmai dansul magic al sânzienelor. Un dans extraordinar. La două generații. Și două generații, niște fete micuțe. Extraordinar, un moment, da, extraordinar, moment extraordinar. Acolo desculțe în iarba aceea. Da, tocmai ca să sugerăm că sânzienele ca făpturi materializate în lumea noastră, prin păduri, prin văi, tocmai aici dansează purificând, deci prin dans, prin muzică, prin partea culturală a acestei sărbători spirituale, se purifică în jur totul de răul pe care îl acumulăm cu toții. În zi de zi acumulăm energie negativă foarte multă din activitatea cotidiană și o refulăm prin aceste sărbători cu muzică și dans pe solstițiu de vară. Sânzienele sunt și niște flori foarte frumoase, care au și puteri medicinale deosebite, și în general florile pe solstițiu de vară, când soarele este foarte puternic și animă toată lumea,
ele au putere medicinală maximă, sunt niște flori galbene și după cum ați văzut se fac coronițe din flori de sânziene și florile de sânziene au fost prezente în spectacolul nostru atât la fetele care au dansat cât și la tinerele, fetele tinere care au participat la spectacol și care au avut fie coroniță, fie un buchet de flori. Deci în filmul nostru despre sânziene, tocmai pe asta am punctat legătura dintre floare, entitate spirituală materializată, dans, muzică și purificarea naturii. A fost un moment excepțional. Deci vorbeam de istoria comunei Galda, este așa cum spuneam și în precedenta emisiune unde domnul Sârb a fost invitat, este foarte veche, nu numai biserica despre care am pomenit, dar și faptul că drumul din Apuseni venea prin Cetea ca să ajungi în Alba Iulia, nu exista drumul actual. Deci trecerea prin Apuseni se făcea prin locuri deja marcate. Da, așa, și mergea chiar pe la băile romane. De ce le-o fi zicând așa, băile romane? Sigur au legătură cu Imperiul Roman. Deci romanii nu numai că au construit castru de la Alba Iulia, dar încet, încet au... Da. La Cetea a fost un centru de spiritualitate dacică în perioada dinaintea cuceririi. Și romanii dacii au vrut să vadă ce se întâmplă acolo, cu siguranță. Da. S-au descoperit la Tibru, un centru roman. Și numele de Tibru nu este chiar străin, probabil. Tibru este foarte aproape de Cetea, zona noastră, peste deal foarte aproape, și cetatea de la Craiova e doar la 10 km. Ei, la Cetea, acele cascade mirifice, care sunt 6 pe o diferență de nivel de vreo 60 de metri, au luat această denumire de băile romane, nu știu, date de romani, este negură în această problemă, dar noi le-am exploatat foarte bine. În primul nostru film, Dansul magic al sânzienilor din Valea Pietrilor, în care sânzienele făceau o baie ritualică în aceste cascade, purificându-le, una se transforma în cascadă de lapte. Nu știu dacă așa făceau romanii pe vremea lor aceste băi ritualice, dar acum așa ne-am imaginat noi, aceste fete frumoase se scaldă în aceste băi romane. Drumul de care vorbeați dumneavoastră este deasupra acestor cascade, coboară până în Benic, și de acolo mergeau în capitala comunei, în Galda de Jos. Dacă tot vorbeați de spiritualitate, acum aveți în comună un centru misionar, nu? Care funcționează mai sus de Cetea, nu? Care primăria, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă, a construit acest centru și unde domnul Sârbu este director executiv, nu? Da, sunt administratorul centrului, chiar astăzi am venit de acolo, de luni începem tabere misionare. Este perioada de tabere, aveți deja locurile ocupate? Da, nu le avem toate, avem 6 serii programate în anul acesta. Să ne vorbiți și despre asta, poate telespectatorii sau copiii vor să se înscrie în aceste tabere. Nu? Și anul acesta organizăm tabere. Înainte să vă vorbesc de asta, să vă spun câteva cuvinte de colaborarea cu primăria. Primăria Galda are o colaborare deosebită cu Arhiepiscopia, a sprijinit foarte mult acest centru misionar, este într-o zonă frumoasă, în zona Băilor Romane, zona turistică a comunei, și unde Arhiepiscopia de 10 ani încoace organizează în fiecare vară tabere. Prețurile sunt foarte mici, tocmai de a ajuta și copiii care au posibilități materiale mai mici, este 250 de lei, este o tabără de luni până sâmbătă, 5 zile efective, 3 mese pe zi și cazare, cu 250 de lei. Da, și o mulțime de activități și spirituale și culturale. Da, sunt instructori din voluntari, tineri, care sunt instruiți. Vin câte 2 instructori la fiecare serie, vine un preot, că fiind sub umbrela Arhiepiscopiei, este și un preot misionar care se ocupă de partea spirituală, religioasă a programului de tabără. Masă foarte bună, o gastronomie deosebită, cu
mâncare la Ceaun, cu mâncare tradițională. Am avut și duminică acum, deci la spectacol ne-am bucurat de bucătăria aceasta tradițională. Avem 6 serii, din 2 iulie până în 7, în fiecare săptămână, 4 în luna iulie, în perioada de post a postului Sfintei Marii nu se fac tabere, după care încă 2 în luna august. În prima serie este ocupată, în a doua serie, cine dorește să se mai înscrie, mai avem încă 8 locuri disponibile din 9 iulie. În a treia serie mai avem câteva, vreo 3-4 locuri disponibile, a patra este super plină, deci mai putem găsi pentru cei care doresc să se înscrie în aceste tabere. Repet, un rol esențial l-a avut Primăria Galda și în acest domeniu, lucru pentru care eu îl felicit încă o dată din suflet pe domnul primar Romulus Raica, pe domnul Răzvan și pe toți funcționarii din primărie care efectiv sprijină din toate puterile partea culturală unde eu sunt implicat. Avem acest grup Floare de Colț, care așa cum am spus, l-am văzut și pe scenă la Galda acum, este susținut grupul folcloric Floare de Colț și ați avut invitați și din județ, nu? De la Noșlac a fost... Da, a fost un ansamblu de la Noșlac, un ansamblu foarte frumos de la Noșlac. Este consacrat, este... Da, da, deci este un ansamblu deosebit, depun o activitate artistică deosebită, au și soliști vocali, un grup complex pe care l-am văzut în spectacole, mi-a plăcut foarte mult și am ținut să invităm aici niște oameni foarte modești, fără niciun fel de pretenție, deci au venit. Au venit să se bucure împreună cu localnicii și să, da. Să pună în valoare tradițiile atât de interesante de acolo. Și un grup de copii, nu? De la Daia Română. Da, grupul de copii a fost de la Daia Română. Aici este o discuție foarte interesantă. Este pentru a nu știu câta oară când invităm grupul Vatra de la Giurgiu de Sus cu acel muzeu etnografic extraordinar. Grup generații. Acolo. Coordonat de doamna Mariana Mereu, doamnă inimoasă care organizează și festivalul Cânepii la Giurgiu de Sus. Ei, și acest grup pe care chiar tu ni l-ai sugerat de la Daia, văzându-l într-un... Da, l-am văzut la sfârșitul de an școlar, într-o serbare extraordinară, mi s-a părut un lucru foarte interesant și am spus că ar fi bine să fiți cunoscuți, să vă conectați cu evenimentele culturale care se petrec în județ și a fost un răspuns pozitiv din partea primăriei și a organizatorilor. Eu cred că și ce au prezentat ei acolo, chiar dacă a fost prima sau a doua ieșire a lor în public, practic a mai fost un spectacol în Alba Iulia, la Academia Doamnelor, cu 2 zile înainte, ne-au arătat niște lucruri extraordinare și credem că au dat semnalul și către alte comunități. Deci, repetăm acum, modelul acesta de dezvoltare culturală pe care de câțiva ani Primăria Galda îl pune în practică, este un model demn de urmat și să sperăm că vor fi și evenimente în alte comunități. Până la urmă, acesta cred că a fost mesajul, nu? Da. Ce am vrut să arătăm cu asta? Am făcut o paralelă între grupul Vatra, format din oameni în vârstă, care au experiență și țin în spate tradiția noastră culturală din punctul ăsta de vedere al muzeului etnografic mobil pe care îl plimbă de colo-colo și tradiția aceea așezătorii. Ei, și grupul de tineri care fac același lucru, deci se transmite la generația tânără, iubitori de folclor și de tradiții, același lucru care îl face grupul Vatra la Giurgiu de Sus. A fost superbă această întâlnire între două generații, la diferență de 60-70 de ani. Și să spunem, o colaborare benefică și cu semnalele corespunzătoare. Urmează și alte activități culturale, în afară de acest spectacol extraordinar pe care l-a susținut în acest weekend. Ce pregătește primăria în toamna acestui an? Pentru că
Evenimentele culturale în anul centenarului sunt numeroase. Deci Galda de Jos are în pregătire și alte evenimente în anul centenarului, nu? Vor mai fi. Acum, în luna iulie, o da. Să-i dea concursul domnului Sârbu în satul Oiejdea, o altă organizație care are un specific din folclorul maghiar. Știți că la noi, deci, la Oiejdea este o comunitate maghiară, de maghiar, da, care este bine reprezentată. Au și ei tradiții frumoase, au și costume populare. Căminul lor cultural acum este bine pus la punct și pot să se desfășoare și acolo. Au și ei acolo o zonă verde frumoasă, tot așa, un stadion, o zonă unde cred că se plantează pentru un astfel de spectacol. Se va desfășura în principal evenimentul și cred că o să vreți să veniți și dumneavoastră acolo să cu vedeți. Cu siguranță. Mulțumim și pentru invitație. Ne facem programul de pe acum să venim să filmăm așa, ce se întâmplă. Cel puțin întâmplă să acolo. Ne spuneți ce părere aveți despre gulașul care se face acolo în zonă. Super. Cred că e o mâncare foarte bună. Și vom mai vedea. Pe urmă, da. Așteptăm pe domnul Sârbu să continue cu celelalte evenimente da. Care Asociația noastră, Istorie, Tradiție, Cultură, împreună cu partenerii noștri, Asociația Global de la Bran, Walter Dionisie și Ancuța Dionisie, doi profesioniști desăvârșiți, împreună cu asociația lor, vom mai organiza trei evenimente culturale noi anul acesta, în acest proiect, Galda 100 de ani, istorie, tradiție, cultură. Deci acesta este proiectul anual. Da? Așa deci, e, Galda în sărbătoare, deci avem două proiecte culturale. În 8 și 9 septembrie va fi evenimentul Sărbările Toamnei, care va fi axat pe promovarea tinerilor, concursuri cu premii de promovare a tinerilor în domeniul muzicii ușoare, muzicii instrumentale clasice, muzicii religioase. Vom introduce o secțiune de muzică religioasă, de princezne și muzică religioasă, tocmai să este unic, cred că, la să stimulăm de țară, și un astfel de tinerii să meargă la biserică, să împreună cu preoții și cu cei care se ocupă de coruri, să formeze coruri de tineri, astfel încât și la sfintele slujbe să asistăm la o muzică bine pusă la punct, în care vom invita și, ne-am gândit să invităm și corurile parohiale din comuna noastră și nu numai, și să fie în special axate pe tineri și pe copii, și o secțiune de muzică folk. În acest spectacol să promovăm muzica de această factură, muzică ușoară, instrumentală, clasică, religioasă și folk. La sfârșitul, bineînțeles, se va încheia cu un recital cu un artist consacrat. Deci anul acesta, în anul centenarului, fiecare eveniment cultural va fi punctat de recitaluri cu artiști speciali, deoarece Galda de Jos merită să aibă și la fiecare eveniment cultural un astfel de moment. În 30 septembrie, la sfârșitul septembrie, va fi evenimentul Florile Galdei, eveniment festival deja consacrat, consacrat, e la a treia ediție, în care festival național deja. Festival național, promovat de Walter și Iancuța, de asociația lor, și anul acesta va fi a treia ediție de muzică populară, etno, dansuri populare cu ansambluri, la fel punctat, probabil va cânta domnul Ilia de la Cluj. Nu înțeles, dar spunea recital. Domnul Dionisie că va fi chiar și internațional, adică ne gândim și la varianta asta, chiar și tu ai propus la acest eveniment de la Galda să-i dăm o amploare și mai mare în viitor și vom merge vizibilitatea acum. Să crească. Da, ștacheta fiind la un anumit nivel, ne gândim chiar la o variantă internațională și cireașa de pe tort va fi marele eveniment dedicat Zilei Naționale, probabil în 30 noiembrie, să nu ne suprapunem cu evenimentul de la Alba Iulia, probabil în 30 noiembrie va fi un eveniment deosebit de important pe care o să-l gândim încă de astăzi, am început să-l gândim, cu artiști consacrați,
probabil Compacto va cânta, Veta Biriș, Mariana Angel. Și aceste evenimente se vor susține în căminul cultural, nu? În căminul cultural, care, da. Practic, singurul care o să-l facem în aer liber va fi acest eveniment din iunie, care se pretează la așa ceva. Celelalte le vom face la căminul cultural și probabil o parte din secțiunile spectacolului din 8-9 septembrie va fi în zona turistică Băile Romane cu centrul de tineret. Vor fi foarte mulți tineri, poate băgăm și o secțiune de ciuperci din Flora Spontană, avem foarte mulți specialiști în domeniu. Deci vrem noi, cele două asociații și cu cine mai dorește să se asocieze cu noi în astfel de evenimente culturale, vrem să facem în comuna Galda de Jos niște evenimente cu totul speciale. Cu totul speciale pentru că merită. Comuna Galda merită așa ceva. Eu am fost primit extraordinar de primărie, de cum o familie extraordinară care mi-a acordat foarte mult încredere și trebuie să răspund acestei provocări lansate și este, este greu să bugetezi și evenimente culturale? Îți trebuie ceva deosebit? Eu zic că trebuie doar voință, o gândire pozitivă în acest sens și poate și inclinație pentru cultură. Auzeam din alte comunități că prima dată să reușim să asfaltăm străduțele, să reușim să facem nu știu ce și după aceea vom face partea de cultură. Eu cred că, exact cum spuneți dumneavoastră, se pot face pe rând cu toatele. Sau și deodată. Sau și deodată, în același timp, și exact. La Galda activitatea culturală, poate că acum 4 ani, nu? 5 ani a început la CETE, a fost primul semnal. În 2013. În 2013. Deci, acolo iată că noi acasă, prima ediție a sărbărilor toamnei. Deci, iată că în timp lucrurile pot să crească și nu este deci ceva special ca să poți să ai și o dezvoltare, o componentă culturală a bugetului. Din contră, trebuie considerat ceva normal. Deci, așa cum ne gândim la un om că trebuie să îi asigurăm satisfacerea mai multor tipuri de nevoi, pentru că putem zice de un om că nu are numai nevoi fizice sau primare, nu? Are. Acelea sunt foarte, foarte importante pentru mulți. Trebuie să ne hrănim, trebuie să ne îmbrăcăm, să avem o locuință. Dar există și aceste nevoi spirituale, care sunt legate parte dintre ele de cultură, parte dintre ele de credință. Și pentru a putea să satisfacem și acest tip de nevoie, avem această înclinație, ca să zicem, să susținem și manifestările culturale. Și nu numai acest gen de manifestări. Am văzut că s-a investit într-o capelă, am văzut că se lucrează la... Se renovează bisericile. Bisericile, deci buget există și acolo. Ce frumoasă arată biserica noastră, despre care am mai vorbit, acea veche. Se lucrează la canalizare, se lucrează și la infrastructură, deci toate se pot face, deci nu este un impediment ca viața culturală să nu se poată manifesta. Nu, din contră. Dacă ele se asociază, totdeauna vei ieși în câștig. Probabil dumneavoastră știți din experiența care o aveți că atunci când vine vorba de anumite proiecte europene, există și o anumită parte culturală a fiecărui proiect care te poate ajuta să obții un punctaj mai mare. Deci atunci când și la noi la Galda s-a întâmplat așa ceva acum câțiva ani, în momentul în care am vrut să obținem fonduri europene, am venit cu un proiect integrat, s-a folosit foarte mult termenul ăsta în fondurile europene, adică am cerut finanțare din fonduri nerambursabile în același timp și pentru a asfalta drumuri, și pentru a dota căminul cultural, dar și pentru a cumpăra, spre exemplu, costume populare. Și deci, pentru grupul folcloric și așa mai departe. Luat amploare ansamblul de la noi, ansamblul Floare de Colț. Deci așa am putut să-i asigurăm ansamblului niște resurse cu care s-a putut dezvolta. Atrăgând acele fonduri europene prin proiectul integrat, noi am avut două câștiguri în același timp. Am asfaltat drumuri comunale, foarte, foarte reușit a fost acel proiect. Se și vede, se vede și din imaginile și în același timp s-a modernizat căminul cultural, pentru că la noi
probabil știți, dacă nu vă spun eu, era mai mic la un moment dat, da, căminul, s-a extins și scena, s-a extins și partea unde stau spectatorii, s-a mărit numărul de locuri și în același timp s-au cumpărat niște costume populare foarte frumoase, autentice, foarte apreciate, mai multe tipuri de costume, pentru că ansamblul nostru, când a mers să ne reprezinte, ansamblul Floare de Colț, când a mers la diverse spectacole, a interpretat în mai multe moduri. Deci au avut mai multe reprezentații, unele în costum popular românesc specific zonei, altele le-au avut chiar în costum săsesc, au avut și da, au folosit și costume de la alte etnii, inclusiv au niște costume foarte frumoase din zona Maramureșului, pe care ei le-au purtat în spectacole ca să arate că pot... Să spunem telespectatorilor, să reamintim faptul că au participat și peste graniță. Sigur. Foarte mult, unde au fost, s-au bucurat de mare apreciere. Partea de turism o aveți în proiecte? Sigur că da. Asociația în care vin eu, componenta principală este aceasta de turism, dar nu numai și turismul, ci ecologia și cultura. Turismul cred că ar trebui să-l adăugați acolo, să încercăm să mobilizăm oamenii. Am văzut niște case extraordinare. Și pensiuni frumoase. Accesul este extraordinar, sunt și câteva pensiuni, ar trebui să se mărească. Și muzee etnografice. Știu că la Cetea ați avut o inițiativă, mai funcționează muzeul ăla? Ei, în 2003 am avut această inițiativă, în momentul în care am renovat și biserica. Atunci, în 2003, am început lucrările, am fost implicat direct, eram în Consiliul Parohial al Bisericii, până în 2006. În 2006 a fost resfințită biserica, un alt preasfințitul de atunci, și a fost inaugurat și expoziția etnografică Căminul Cultural, reconstruit. O inițiativă privată a comunității. Da, a comunității. Deci n-am primit nicio finanțare de la primărie sau din alte părți. Noi, comunitatea, am construit acest muzeu, am dărâmat școala aia veche din piatră de la rădăcini, am construit două săli de expunere a exponatelor, am umblat prin podurile caselor, am adunat, am strâns și am făcut un muzeu extraordinar. Domnul Ioan Dumitrel, președintele Consiliului Județean, a apreciat foarte mult această inițiativă atunci, a fost printre primele, dacă nu chiar din județ. După aceea a existat o finanțare și practic aproape am înțeles că s-a ajuns pe undeva pe la 70 sau nu știu câte. 67 numărul de comune, în fiecare comună cel puțin un muzeu, plus cele private, deci vreo 80 în total. Din păcate, trebuie să spun și acest lucru, a căzut această inițiativă a mea. S-au mai întâmplat. Am vrut să fie un muzeu extraordinar, să fie etalon, nu numai în județ, dar noua administrație... Poate că inițiativa asta să o ducă și primăria mai departe. Putem discuta pe tema asta. Deci ar fi extraordinar. Acum trebuie să invităm muzeul din altă parte, noi avem în comună, dar nu se poate intra în muzeu, este... într-un stadiu. Deci urmează să se... Și l-am adus de la Giugiu, ca să tocmai să prezentăm această parte, această lacură. Ar fi foarte bine să gândim o idee, să vedem unde putem face un muzeu etnografic adevărat, să fie la nivelul pretențiilor comunei noastre. Da, asta și în ideea, deci partea de turism de care spuneam, să crească capacitatea de cazare, să apară programe turistice care să valorifice aceste evenimente culturale și de ce nu să existe o conectare cu Alba Iulia, unde deja circulația turistică, unii spun că a trecut de milion, mai ales că suntem și în anul centenarului, deci interesul pentru a vizita Alba Iulia și cetatea este foarte mare, dar nu există programe turistice care să țină acești vizitatori să devină turiști, adică să rămână peste noapte. Și ar fi poate interesant, drumurile sunt foarte bune, nu numai la drumul național, acesta european 83,
dar și pe partea cealaltă, prin celelalte comune. Drumurile sunt excepționale, foarte bune și poate s-ar putea face niște programe turistice în care să fie inclusă și comunitatea de acolo. Ce părere aveți? Nu ar fi bine să se întâmple și așa ceva? Da, adică au fost invitați fiii satului, am văzut și foarte mulți albaiulieni care au participat. Adică deja când am filmat, i-am văzut și pe câțiva care au venit cu curiozitate mai mult, dar lucrurile pot să se dezvolte, să ia amploare. Și această conexiune cu capitala județului, cu Alba Iulia, care este la câțiva kilometri, ar trebui să fie mai importantă. Deci mesajele care cred eu că ar trebui să le dăm și prin această emisiune sunt de colaborare, nu? Exact. Vedem aici un model de colaborare instituțională, organizație non-profit, care colaborează cu autoritățile locale. Deci s-ar putea face lucruri mai bune, să creștem... E o provocare. Da, este o provocare pe care nu numai asociația noastră, dar cred că această provocare ni se adresează nouă tuturor. Suntem și în anul centenarului, în loc să ne ciondănim, să avem 16 milioane de păreri, mai bine să avem una singură, vrem să trăim mai bine, vrem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și ce ne-au lăsat înaintașii noștri, deci să ducem aceste lucruri mult mai departe. Credeți că funcționează conexiunile cu autoritățile centrale? Aceste programe sunt cunoscute acolo? Colaborați cu Centrul Cultural Augustin Bena, care este un centru județean al întregului județ. Dumneavoastră ați reușit să faceți acest lucru prin forțe proprii. Deci se poate face și așa ceva. Ăsta este și semnalul care l-am dat și celorlalte comunități, dar cred că adresarea și către publicul din Alba Iulia, acum într-adevăr a fost o concurență, în Alba Iulia era un alt sau alte două evenimente importante, culturale, deci s-au suprapus lucrurile, dar ar putea fi gândite pentru viitor, să spunem așa, și în colaborare și să reușim să aducem o parte din cei care vizitează Alba Iulia sau ajung la evenimentele culturale de acolo, care sunt mai numeroase decât la dumneavoastră, ăsta e adevărul, ar putea să ajungă și în Galda de Jos. Galda de Jos este o comună, așa cum am spus, extraordinară. Telespectatorii s-au putut bucura de nu numai de frumusețea spectacolului, frumusețea portului, tot ce au văzut acolo, dar și de imaginile extraordinare dintr-o comunitate foarte aproape de Alba Iulia. Iată, da, o monografie fantastică, iată câteva lucrări importante care atestă faptul că poate mulți din locuitorii din Alba Iulia și-au origini în Galda, în comuna Galda, de ce nu? Sau în împrejurim. Sau în împrejurim și atunci de ce să nu legăm lucrurile? Sigur că da. Păi tocmai de aceea, dumneavoastră știți bine că există aceste asociații intercomunitare, cum este AIDA, și care, în momentul în care vor reuși să inițieze proiecte de amploare, unele sunt deja făcute. Sunt finanțate, sigur, dar eu zic că destul de modeste deocamdată. Mult mai important este și mai vizibil ce ați făcut dumneavoastră. Deci legarea acestor comunități prin astfel de tipuri de manifestări ar fi mult, mult mai valoroasă, nu? Să se folosească mai mult acest aspect cultural. Valorile culturale și tradiția să se ia mai mult în calcul atunci când se gândesc anumite proiecte. Păi știm cu toții că nu numai PIB-ul este important pentru economiile actuale, în momentul în care se evaluează dezvoltarea economică a unei societăți, contează foarte mult și manifestările culturale de genul cum aveți dumneavoastră. Deci eu cred că și prin canalul nostru de televiziune și prin mass media, tot ceea ce faceți acolo să fie vizibil și dus mai departe, să nu vă opriți. Aveți dușmani, aveți
oameni care se opun, care nu văd cu ochi buni, eu cred că n-ar trebui să se întâmple asta. Poate că accidental. Ca în fiecare situație, ca în fiecare localitate, nu o să poți să-i ții pe toți în aceeași idee. Totdeauna vor exista și din anumite divergențe. Părerea mea este că nu ar trebui ca anumite divergențe, neînțelegeri, invidii sau alte lucruri care pot interveni între oameni. Acesta, adică deci, deja lucrurile sunt foarte de calitate, sunt apreciate și exact, care stârnesc invidie imediat. Dar n-ar trebui ca anumite frustrări sau anumite conflicte personale să întineze niște momente deosebite. Deci n-ar fi cazul ca atunci când, cum să zic, suntem într-un oarecare dezacord sau în opoziție cu anumite persoane, n-ar fi cazul să atingem ceea ce este frumos. Deci Consiliul Local este, până la urmă, și politic, nu? Deci oamenii da, de acolo sunt reprezentanți. Da, este și politic și așa cum spunea și domnul Popa, nu e bine ca la un eveniment de asemenea amploare, care au fost niște momente este extraordinare în el, să se prezinte câteva imagini la ora 11 seara, când mai erau 100 de tineri și dansau în iarbă. Oricine înțelege că la 11 evenimentul nu mai era, pentru adică nu mai este inclus în program. În fond, fiecare locuitor al comunei trebuie să promoveze în lume, pentru că acum online totul se vede pe toată planeta, să fie mândru de ceea ce se întâmplă în comuna lui, în satul lui, fără să ține cont de aceste divergențe personale care arată calitățile noastre negative, invidie, ură și așa mai departe. Suntem deci le-am tributari lăsat, aici, da, unii dintre noi. Le-am lăsat. Și n-ar trebui să marșăm pe asta, pentru că ne știrbim inclusiv noi imaginea arătând niște aspecte de felul acesta. De aceea l-am lăsat mai bun. Am încercat să vorbim despre, într-adevăr, dimensiunea extraordinară. Dacă se prezintă niște imagini, de pildă la 12 noaptea la un eveniment, nu mai este nimeni. Și atunci... Păi satul iluminat. Se vede ce frumos este iluminat, se vede că străzile sunt asfaltate. Și cu toate acestea aș vrea să remarc faptul că a fost multă decență. Multă. Da, deci totul a fost organizat frumos. Da, chiar am observat nu asta. Am avut deci lumea n-a aruncat, deranj, s-au nu făcut avut colectare mizerie. De deșeuri și toate astea. Deci chiar a fost probabil că foarte civilizat, ați fost un model de... și ați văzut la mari manifestări în multe orașe, rămân în urmă. Așa da, este. A fost foarte bine gândit evenimentul, câteva luni de zile și asociația noastră cu asociația Global, Walter Dionise, cu Ancuța, primăria, Consiliul Local și tot personalul care s-a ocupat, fiecare au avut felia lui de activitate și totul a fost sincron. A mers perfect. Da. În încheierea emisiunii vă felicităm încă o dată. Le lansăm invitația celorlalte comunități din județ să ia model de la dumneavoastră, să vă sune, să vă caute și să se inspire în acest an al centenarului, în care mai putem face o mulțime de lucruri și în care sufletul de român trebuie să îl aducem la lumină, să-l cunoaștem și să-l arătăm lumii, să arătăm că știm să trăim, să știm să ne bucurăm. Două cuvinte aș vrea să mai spun, dacă îmi permiteți. Am auzit că în Cricău, în Bucerdea, în zona asta, au fost câteva lucruri negative, calamități și așa mai departe. Eu m-am gândit acum la cald, am vorbit și cu Walter, am putea organiza în viitorul apropiat un spectacol caritabil, ceva de genul acesta, să-l gândim cumva, ca să ajutăm într-un fel sau altul poate să strângem chiar ceva. La evenimentul de la Oieșdea, nu de luna viitoare, să încerce ceva de genul. O sau să-l gândim un pic, să ajutăm oamenii aceștia. Sau chiar voluntariat. Da, e o idee extraordinară, un trebuie alt să venim mesaj. În sprijinul oamenilor care au probleme. Noi, așa oamenii este, care așa. Suntem în spectrul cultural, să găsim câteva modalități de a ajuta cumva. Vă mulțumim, sunteți o încântare pentru noi că iată se mai face ceva și în România. Le urăm telespectatorilor o săptămână reușită. La revedere! La revedere!